însă cu cea de-a doua repriză a meciului dintre România și Angola de la acest campionat mondial de handbal feminin, cu o echipă a României fiind la egalitate cu Angola și iată că până la urmă această echipă africană nu impune degeaba respect, nu degeaba poate antrenorii noștri se temeau într-un fel că echipa africană poate să ridice destul de multe probleme. Reacția echipei noastre însă a fost una bună după ce a fost condusă chiar și cu 4 goluri, dacă nu mă înșel, la 13-9. Și sigur că de acolo România a marcat de 5 ori și a mai încasat un singur gol. S-a terminat 14-14, însă a fi foarte important să terminăm cu victorie acest meci, pentru că, spuneam, România deja poate să vizeze prima poziție în grupă. Contează foarte mult pentru că, spuneam, locul 1 joacă cu locul 4 din grupa B, așa cum locul al doilea din această grupă joacă cu locul al treilea din acea grupă. O grupă B în care Norvegia, ca și România, și-a câștigat toate cele 3 partide jucate până acum. O grupă B în care Ungaria este pe 2, iar Cehia, echipă și ea destul de periculoasă, este pe poziția 3, în timp ce Suedia este pe 4. Acolo însă lucrurile pot fi rapid bulversate dacă Suedia va învinge Argentina și conduce Suedia cu 17-13 în fața Argentinei. Ar fi o mare surpriză ca Argentina să câștige meciul cu Suedia. Începe meciul cu repriza a doua, în care Bucenski nu reușește să treacă acolo de Cristina Branco, pe care o vedeți în prim plan. Cele mai multe handbaliste din Naționala Angolei vin de la clubul de Luanda. Diger pentru Udriștoiu, foarte frumoasă execuția, o aruncare pe colțul scurt, Aneta Udriștoiu, de altfel una dintre cele mai bune handbaliste ale României la acest campionat mondial, iată, îi putește să marcheze. Și România trece din nou la conducere pentru prima dată de la acel 4-3 din prima repriză. România a condus cu 3-2, 4-3 și apoi Angola a trecut la conducere până când a fost egalată pe final. Apără Dumansca, din păcate însă mingea respinsă de ea se duce în out. Ne apărăm din nou 5+1, 5 jucătoare pe semicerc și Valentina Ardean Elisei mai sus, încercând să le aglomerăm un pic linia de 9 metri. Aici un gol care n-ajunge pe tabelă, însă se dă aruncare de la 7 metri. Magda a obținut aruncarea de la 7 metri și tot ea va executa. Intră Dedu în poartă. Denisa Dedu, jucătoare la Siofoc, Ungaria. Are deja 2 prezențe la 2 campionate europene și 2 mondiale. Nu poate să facă însă nimic aici în fața acestei aruncări de bună calitate. Din nou egalitate. Cam după acest scenariu s-a desfășurat și partida Angolei cu Franța. Franța a reușit destul de rapid în partea a doua să se desprindă și să câștige. Repet, Franța, adversara României de mâine. Franța însă mai are de jucat astăzi cu Spania, meci extrem de dificil pentru ambele naționale. Trage Neagu și marchează. E al treilea gol al Cristinei Neagu, care ajunge la cota 25 la acest campionat mondial. Cu 25 de goluri în momentul de față, Cristina Neagu ar fi undeva pe poziția a patra, la egalitate cu Muna Cebac și Liu Xiomei. Ana Gros are cele mai multe după 4 meciuri jucate, e adevărat, 32. Iovanka Radicevici de la Muntenegru, tot după 4 meciuri, 27. Cristina le poate depăși lejer. Dar miza mult mai importantă astăzi rămâne victoria României, care are șansa să se ducă la 2 goluri acum. Foarte bine a închis unghiul acolo Dumansca. Iria Dumansca.
Ioanscă, ducându-se repede la margine, nu o prindeți în această imagine, vorbind cu antrenorul de portar Haume Fort Mauri, omul care se pare că decide aproape de fiecare dată cine intră din primul minut pe teren în meciurile României, dintre portari, evident, Denisa Dedu sau Iulia Dumanska. Ieri am avut o scurtă discuție cu domnia sa și l-am întrebat dacă la antrenamentul acela cu de dinaintea partidei cu Spania, hai să vedem această acțiune, însă cu Buceschi pasând în picioare lui Geiger, contraatacul angolezilor întotdeauna periculos, gol frumos, însă care vine după o eroare de-a noastră. L-am întrebat dacă a contat faptul că Iulia Dumanska în seara de dinaintea partidei cu Spania a avut la un moment dat 5 sau 6 parade la rând la antrenament. Fetele au aplaudat-o, mai ales cele care erau odihnite pe margine, după deja a 3-a, 4-a, 5-a și a 6-a paradă, și a spus că da, a contat foarte mult și acel aspect, însă nu a fost hotărător. Aici Geiger cu o minge catapultată direct sub transversal. Super aruncare a Melindei Geiger. Iuliana încearcă să treacă acolo. Aruncare de la 7 metri pentru apărare în semicerc. Decizie luată de cei doi arbitri japonezi. Vine să bată aceeași Magda Kazanga. Minge aruncată pe lângă piciorul Iuliei Dumanska. Despre egal, Angola în continuare stă aproape de această națională a României care vizează primul loc. Spuneam, Angola nu mai are nicio șansă să prindă un loc de optime. Angola și Paraguay sunt eliminate. Întrebarea este cum va arăta această grupa în care mai fac parte Slovenia și Franța alături de Spania. Păcat aici, Aneta Odișturi nu reușește să marcheze. Foarte bună în poartă Cristina Branco astăzi. Iată cum Angola trece din nou la conducere. N-am apucat să ne repiem bine și iată cât de bună dispoziție este pe banca Angolei. Repet, un meci în care Angola joacă liberă de orice presiune pentru că nu mai apasă absolut nicio miză. Sunt și câteva steaguri ale Angolei. Să greșesc, dar cred că cel pe care l-am văzut mai devreme în imagine este prietenul Albertinei Kasoma. Kazanga, eliminată 2 minute, este o veste bună pentru noi, una dintre jucătoarele importante din apărare, dar și din atac. Altfel, Kazanga are 5 goluri înscrise și este cea mai bună marcatoră alături de Evelize Isabel Cuyalo, numărul 90. Trage Neagu, nu reușește însă să trimită mingea pe cadrul porții. Acolo rămâne în avantaj. Obligat să țină în teren titularele. Cu siguranță își dorește victoria în acest meci, nu vrea să aibă emoții cu privire la primele două locuri. Se poate întâmpla orice dacă ne bate și Angola și ne bate și Franța mâine. De pe locul 1 putem să cădem chiar pe locul al 3-lea. Se agită pe margine. Fac schimbări atac-apărare. Da și Vilma, extrema stângă. Aruncare de la mare distanță pe care Dumanska o vede din timp și avem șansă să marcăm în aceste 4 secunde de superioritate numerică. Buceschi. Important este însă să nu încheiem acest atac fără gol înscris. Floriană trebuie să iasă la schimbare. Vine Geiger din nou.
fanii români în picioare, măresc ritmul pentru că România are parcă un nivel de joc ceva mai scăzut față de meciurile anterioare. Consum fizic extrem în meciul cu Spania. Neagu cu pasa sărită până la Elisei! Super gol! Minge aruncată la vinclu de Valentina Ardean Elisei. Jucătoarea Craiovei, 10 turnee finale. Record. De altfel și handbalista cu cele mai multe selecții din actualul lot al României și cele mai multe goluri marcate, peste 800. Cristina se apropie și ea de 700 de goluri. Cred că a fost fault în atac acolo. Arbitrii n-au văzut însă la fel. Valentina nu știe unde să se așeze, îl întreabă pe Ambros și iată că îi face semn să treacă aproape de interul lor dreapta, de Machado. Machado numărul 6. Aici o decizie a japonezilor care nu știu dacă a fost chiar în conformitate cu ce s-a întâmplat. Albertina a căzut destul de ușor și arbitrii au văzut aruncare de la 9 metri, fiind a clătinat discret din cap, că nu e de acord. Sunt în amenințare de joc pasiv, mai au 5 pase la dispoziție, 4-3, o minge peste în alta Albertina. Nici noi nu suntem foarte concentrate. Cristina Zanfir Floriano nu izbutește să rămână în posesie. Cartonaș galben pentru Morten Subac. Ambros Martin a avut o reacție destul de vehementă la felul în care masa oficială de la Trier a reacționat și față de el, dar poate și față de alți arbitri, pic mai strictă în ceea ce înseamnă gesturile de pe margine. Spunea Ambros într-un interviu pe care l-a acordat echipei Telecom Sports aici la Trier că nu l-au lăsat să gesticuleze. De multe ori el vorbind cu jucătoarele sau gesticulând spre adversare, s-a considerat că gesticulează spre arbitri și că odată chiar a luat cartonaș galben din acest motiv. Între timp însă Angola mai înscrie odată. 19-18. 40 de minute Angola ne-a ținut în șah. Să sperăm că aceste ultime 20 de minute vor aparține însă României. Așa cum de altfel au aparținut ultimele 15, să spunem, din repriza anterioară. Trage Geiger, tare însă destul de previzibil. Și acolo Cristina Branco a avut încă o intervenție bună. Branco cu un procentaj de peste 35%, are 10 parade din 28 de aruncări. 36%. Aici gol pe această apariție lansată. Din nou probleme de la această Cuialo, Isabel Cuialo. Și Angola se duce la 2 goluri. Ambros și Horatiu Pașca au o discuție destul de intensă pe margine, încercând să găsească soluția. Aici Geiger găsește soluția. Super schimbare de direcție, trece printre pozițiile 2 și 3 din apărare, ajunge pe semicerc. Iată ce frumos, înlătură o adversară din față și apoi marchează singură de pe 6 metri. Foarte bun jocul lui Geiger astăzi, cu 3 goluri din doar 4 aruncări, procentaj de 75%. Trebuie să ne apărăm mai agresiv în zona centrală. Apără Dumanska! Aruncare de la Scholz, greu de văzut. Dumanska avea multe handbaliste în față și de la noi și de la el. Este Cristina Zanfir Floriano la schimbare, intră pe teren Geiger. În
încă o dată, foarte bună reacție în poartă a Iuliei Dumansă. Frumoasă poveste ei cu venirea în România undeva în 2011. Foarte tânără încă, la 21 de ani. Iată pe Dumansă, care este de origine ucrainiană, dar care a primit cetățenie română în urmă cu ceva timp. La Baia Mare acolo. O pasă pentru Elisei, care abia reușește să culeagă această minge înainte să cadă în semicercul advers. Luceschi semnează Eliza, mingea a fost însă atenuată în drumul ei spre poartă de o handbalistă angoleză. Ne organizăm în defensivă. Luceschi trece acolo pe poziția 1. O minge care o atinge undeva pe picior, pe Magda, însă deja se fierase fault. Atacul Angolei. Mingea a fost deviată. Neagu a atins-o și de la Cristina Neagu, mingea, cred că se duce în poartă. Nu știu exact cum a fost strecurată această minge în poartă. Cred că mai degrabă Cristina Pintea a atins acea minge. Sigur, nu e vina neapărat vina cuiva, pur și simplu vin și astfel de goluri. Poate că ar trebui să le întâmpinăm însă ceva mai sus, mai repede, mai la 9 metri. Uitați, după încheierea acestei partide urmează emisiunea Gianine Iacu. Trage Florianu, Neagu odihnită, chemată să facă acum doar faza defensivă. Ambros îi spune Cristinei să se ducă în locul celelalte Cristine, să facă schimb de locuri cu Florian. Din nou ne apărăm 5+1. Chiar cu Florianu mai avansată, poate fi un fel de 4-2. Magda întâmpinată mai repede acolo de Cristina Zanfir Florianu. Din nou se găsesc spații, însă de data asta au închis bine Udeștoiu și Pintea. Foarte bine au conlucrat în spatele Cristinei Zanfir Florianu, care fusese depășită. O minge scăpată în afara terenului. România are un gol de recuperat și o văd în dreapta pe Valerii Nicola, care comentează pentru televiziunea franceză, clătinând din cap după ratarea Angolei. Valerii Nicola, fostul portar al Franței, care sigur comentează pentru televiziunea franceză pe IN, și care a fost în mijlocul unui moment amuzant după meciul cu Spania, când două dintre fetele noastre, gol frumos al Melindei Geiger, când două dintre fetele echipei noastre dansau în spatele lui Valerii Nicola și partenerului ei de la televiziunea franceză în timpul unui live, trolând, dacă îmi permite să folosesc această expresie, de altfel folosește de colegul Ursescu. Ei au făcut fotografia, trebuie spus acest lucru, echipa gazetei, Marius și Marian, un cuplu sudat, care au venit și ei aici încă de la primul meci. Hai să vedem această aruncare din extremă, apără însă Dumansca, nemaipomenit. Ieri s-au antrenat în mod special pentru aruncările din extremă, atât Dumansca cât și Dedu, și am văzut niște antrenamente specifice puse la punct acolo de antrenorul nostru cu portarii Haume Fort Bauri, încercând să regleze poziția portarilor noștri, fie foarte aproape de bară, fie să iasă mai avansat și să încerce să închidă cu corpul, cu pas lateral, aceste aruncări din extreme. Dumanski a ieșit foarte bine. Și Denis a avut câteva intervenții bune la antrenamentul de aseară, deschis mediei.
deschis spre sei. 21-21, mai sunt 12 minute și jumătate până la finalul meciului. Avem emoții, avem emoții cu Angola. Chiar dacă Angola nu a reușit să câștige cu nimeni, a avut 30-40 de minute foarte bune cu toate echipele. Ne apărăm avansat, intermediarii noștri au ieșit mai sus, chiar și Elisei, care este chiar cea mai avansată, însă apar spații acolo pe semicerc și iată pe Elina Bucescu, eliminată 2 minute pentru o tragere, face semn acolo arbitrul japonez. Hai să vedem o dată. Eliza Bucescu eliminată pentru asta, nu cred, da, prin apintea. Da, bun, am văzut ce s-a întâmplat. Unul dintre arbitrii a indicat bine, prin apintea, iar celălalt a indicat pe Eliza Bucescu. Bucescu s-a uitat la ea și a întrebat eu, și nu eram acolo. Dar prin apintea a fost cea trimisă pe bancă. Din nou, exact în momentul în care România dădea semne că poate să treacă la cârma acestei partide, vine o eliminare și Angola este și la conducere. Floriano folosit în liner stânga, Neagu bodinită mai mult. Repet, nu putem să jucăm cu Cristina Neagu 60 de minute la fiecare meci. Și oricât de grea ar fi situația în acest moment pe tabelă, cred că Ambrose Martin procedează corect. Mai ales că Floriano este o handbalistă de anvergură, care poate că ar fi putut să ajungă mai repede la niște turnee finale. Însă e greu să te remarci atunci când joci pe același post cu Neagu. Scoate aruncarea de la 7 metri Cristina Zanfir. Foarte bună pătrundere ei. Eliza Bucescu și asumă acest rol de aruncat de la 7 metri, față în față cu Branco. Eliza, avem mare nevoie de acest gol. Și marchează Eliza, 22 egal. România marchează aici cu mai puțin, asta contează foarte mult. Nu l-am văzut până acum pe Ambros, utilizând și atacul 7 contra 6, pe care l-a încercat la trofeul Carpați, până unde România a pierdut, de exemplu, în fața Poloniei. Polonia eliminată, practic, de la acest campionat mondial, acum că Argentina a fost, sau va fi foarte curând învinsă de Suedia, diferență mare pe tabelă. Polonia ar fi putut rămâne cu ceva șanse de calificare dacă Argentina, printr-o minune, bătea Suedia în această seară, însă nu se pune problema. Și iată că Polonia, o reprezentativă puternică, care a bătut Suedia la acest mondial, este deja scoasă din cărți, nu va prinde faza eliminatorii. Polonia în grupa B, grupa cu care ne perechem. Florian, Eliza Bucescu mutată în inter stânga, acolo unde a jucat multă vreme, mai ales la HCM Baia Mare. Când HCM Baia Mare evolua în Liga Campionilor și ajungea chiar până în sferturile de finală de două ori la rând. Floriano, Geiger, apărare destul de sus, o apărare contundentă cu Albertina acolo ieșind și împingându-o pe Geiger. Geiger care joacă pentru Brest în Franța. Vine Tătar! Păcat! Extraordinar a fost reflexul lui Branco. Dar apariția lui Tătar mi s-a părut foarte bine lucrată. Se vede că vine pe o schemă, iată. Ea ieșise de pe semicerc, era undeva în afara liniei de 9 metri și a apărut acolo pe acea diagonală, a primit pasă de la Geiger. Păcat că n-a putut să marcheze și să ne aducă în avantaj. Mingea este atinsă de Tumanska, dar până la urmă rulează în poartă. Încercăm să repunem repede. Mai sunt 9 minute. Și cu Slovenia și cu Spania am trăit la maximă intensitate ultimele 10 minute. Până la urmă România a reușit să câștige cu Slovenia la 3 goluri distanță. Aici Udristoiu primește, dacă nu era gol, era sigur aruncat de la 7 metri pentru acea ținere.
Uite și tu, eu mai înscriu o dată. Aneta cu golul ei al patrulea. Patru goluri are și Geiger. Ele sunt cele mai bune marcatoare. Neagu are 3, Elisei are 3, Florianu 3, Pintea 3. A marcat cu multe jucătoare în această partidă. Spre deosebire de meciul cu Spania, câștigat cu apărarea, trebuie spus, doar 19 goluri marcate de România, dar și numai 17 primite. Acum România poate să treacă în față. Am mai avut câteva șanse de acest fel, de această repriză a doua. Geiger, Bucheschi, terminată de Albertina, care se apără mult mai avansat. Albertina revine pe semicerc. Florianu a pedalat acolo încercând să ducă aruncarea până la 6 metri. Am mai văzut-o pe Crina Pintea angajată. Sigur că cele mai multe pase au venit de la... Ei, aici se încearcă angajarea Crinei Pintea. Geiger asta a vrut. Se apără bine Geiger, se apără bine. Trebuie să fie eliminare de 2 minute pentru această ținere. Aici se vede lipsa de experiență a colegilor. Faul pe care îl face gratuit, să spune Dalva. La egalitate 23-23, ce bine urmărește Geiger. Ea greșise pasa pentru Pintea, însă tot ea recuperează și până la urmă este chiar bine pentru noi această situație de joc. Cu eliminarea angoleze. Poate vom duce jocul un pic pe extreme. Geiger însă găsește un culoar. Apără însă fenomenal această Branco. Exasperante intervențiile ei pe aruncările la colțul scurt. Și pe Odrișteu o blochează și pe Tătar a blocat-o și pe Geiger. În câteva rânduri, iată, acolo pe colțul scurt. Apărăm avansat. Elisei încearcă să țină în priză defensiva noastră. Țipă la Crina Pintea. Crei cere să fie atentă. Luptă mare se dă acolo pe semicerc. Atacul Angolei se încheie până la urmă în palmele Dumanskei. Un rol important însă l-a avut defensiva noastră, care a jucat nemaipomenit aici. Bucheschi. Iese Florianu, intră din nou Geiger. Iese și Crina Pintea. Îl cheamă pe Tătar. Primea Tătar, se așează acolo în zona Cristinei Neagu, pleacă în circulație, lasă spațiu Cristinei! Wow! Golul Cristinei Neagu n-a marcat mult astăzi, însă din nou Neagu ne ajută când avem mai mare nevoie. Ne-am chinuit de atâtea ori în această repriză a doua, mai ales pe final, să trecem în față. N-am reușit. O face Cristina Neagu cu golul ei al patrulea. Hai să vedem și să auzim ce spun cei de Ambrose Martin pe care l-am văzut la acest campionat mondial dintre toate time-out-urile. N-am auzit de la început, însă de aici, de la poziția de comentariu, l-am văzut pe Ambrose Martin fiind extrem, extrem de nervos, de agitat, încercând probabil să le facă pe fete să fie mai atente în defensivă. Și pe finalul acestui time-out înregistrat l-am auzit pe Ambrose făcând apel la disciplină. Disciplină defensivă.
avem nevoie acum de așa ceva, când mai sunt 5 minute. A intrat din nou Albertina, le-a expirat acea suspendare de 2 minute. Și din nou banca noastră primește un cartonaș galben, tot Ambrose Martin. Se ridică oficialul acestei partide. Cred că este vorba de suedezul Matias Vettervik, care îi indică arbitrului japonez că trebuie să dea un cartonaș galben. O aruncare de pe picioare din nou cu Ialo. Dumanska a atins mingea, însă n-a reușit să oprească, să intre în plasă. 24 egal. Meciul este pe mulți de cuțit. Eliza indică schema. Cristina Neagu. Pentru Eliza. Eliza cred că a fost tentată să tragă, însă și-a dat seama că n-are culoarul potrivit. Geiger. Eliza din nou, Geiger nu găsește culoarul, pasă pentru Neagu. Sunt 5 pase rămase, 6, trage Neagu! Mingea explodează pur și simplu în plasa porții Angolei, după ce Neagu o catapultează acolo cu viteze supersonice. Plecase în partea cealaltă Branco. Îți alegi un colț, când se înalță Neagu, mergi la noroc. Încă un gol cu care Neagu ne aduce în față. 25-24. Să avem grijă să nu mai primim goluri din 9 metri, cum am tot primit. Apără de data asta Dumanska. Elisei a fost acolo și a deranjat suficient pe Kazanga, pe Magda Kazanga. 4 minute până la finalul acestei partide. Realmente una palpitantă. Toate meciurile României de la acest mondial, poate cu excepția Paraguayului, au fost unul de consum. Buceschi. Hai Eliza. Avem nevoie și de pătrunderile Elizei. Neagu, Buceschi scoate acolo o pasă pentru Timea Tătar. A fost un fault însă. Și timeout pe care Ambrose Martin îl cere. Timeout bine luat la 25-24. Bina, try to take the front of this center match. If the big one is going well, we go with the ball with the big one and clean up with the smaller, the 2x2. Hey, double cross with continuation in the middle. Fix in the pivot pass and attack his space in the continuation. If not, let's play. Primeiro Mauro é Fran Isabel, segue para o central. Fran Isabel, pode tirar o futebol. Tira um pouquinho, faz a bola e ataca o campo. Vamos ficar em 6 metros. Não tem de 3 aqui. Conta para os 6 metros, tá bom? Martin încearcă să facă o schimbă acolo pentru Vina Pintea. Cred, sper să fi înțeles corect, că atunci când Albertina, jucătoarea cea mai masivă, face pasul în față, dacă se poate Crina să se lipească de jucătoarea mai mică, în așa fel încât să aibă un avantaj important de gabarit și să încercăm să ducem mingea la ea. Sigur, urma și un plan B, dar nu l-am mai auzit pentru că au mutat pe Morten Subac. Pătrunde acolo Eliza Buceschi, a fost pași în fault însă. Ele au rămas însă în 6-0, mai sunt 3 pase pentru noi. Neagu, Neagu! Ce să mai spui? Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a planetei, ne salvează din nou. 6 goluri marcate de Cristina, 3 dintre ele atunci când aveam cea mai mare nevoie. Cât de important vine această desprindere de 2 goluri pentru noi când mai sunt 60-80 de secunde. Albertina n-a putut fi angajată. A
acum 1 minut și 25 de secunde, refac calculele, cer scuze, până la finalul partidei. Angola sigur că are mare nevoie de gol și Morten Zuboff cere time. Pe Horatiu Pașca, spunându-le fetelor să joace calm, suntem la conducere, două goluri în față, dacă scăpăm fără gol primit aici, cred că România își asigură și cea de-a patra victorie consecutivă din cele patru, să vedem însă, finalul e tensionat. Nu apărare, 5+1 cu Elisei în față, încercând să stea aproape de Guialo, care ne-a făcut multe probleme. Guialo a marcat 7 goluri până acum, numărul lor 90. Iată pe Guialo. Guialo se pregătește să tragă la poartă, duce mingea în extremă. Excelent, ne apărăm! Foarte bine și Dumanța a simțit unde va veni aruncarea și a închis și mai mult unghiul. Aruncarea la colțul lung nu iese șeptarului Angolei, Silva, Vilma, Cisola, Ebu. România obține încă o victorie după un meci palpitant. Își asigură o poziție între primele două și sigur că va conta enorm ce se va întâmpla în partida de la 21:30 de pe Telecom Sport 4. Franța întâlnește Spania. Dacă Spania bate, România va fi sigură de locul întâi în grupa A și va aștepta să vadă cine va ocupa locul 4 în grupa B. Dacă nu, mâine jucăm cu Franța pentru locul 1. Dacă Franța bate, de exemplu, Spania. Nu uitați, urmează emisiunea Gianine Iacob, care are invitați pe Cristina Vărzanu și Bogdan Voina, ce invitați. Neagu mai marchează o dată. Fantastică evoluția Cristinei Neagu. Sărbătorim victoria cu 27-24. Toată banca noastră se ținește în teren. Fanii în tribune se bucură și ei. Încă o horă a bucuriei pentru România, care trece și de această națională a Angolei. N-a fost simplu și staful nostru a anunțat-o. Iată că s-a și întâmplat, însă până la urmă soluțiile au fost găsite ca și până acum. Îi văd pe oamenii din staful nostru îmbrățișindu-se și răsuflând realmente ușurați după un meci greu cu Angola. Eu sunt Costin Gava și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit însă să rămâneți alături de noi pentru că voi încerca să iau repede reacții la Calt, de la Ambro și de la două jucătoare de ale noastre în cadrul emisiunii Janinei Iam. Pe curând!